Evaluarea națională 2024 s-a încheiat vineri cu proba la limba maternă. Acum singura emoție a elevilor rămâne aflarea notelor pe care le-au obținut la examene. Săptămâna viitoare vor fi publicate primele rezultate, mai exact miercuri 3 iulie până în ora 14. Notele vor fi anonimizate, adică nu vor fi afișate numele elevilor, ci codul unic pe care candidații l-au primit anterior afișării rezultatelor. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 iulie.